Te salut! Ai auzit de povestea baloanelor? Un profesor a adus baloane la școală, le-a cerut copiilor să le umfle și apoi fiecare să-și scrie numele pe balonul primit. Profesorul a luat apoi toate baloanele umflate și scrise și le-a aruncat pe hol, amestecându-le. Iar la sfârșit, le-a dat copiilor 5 minute ca fiecare să-și găsească propriul balon. Copiii au alergat peste tot, căutând frenetic printre baloane, însă pe măsură ce timpul expira, niciunul nu a reușit să-și găsească balonul. Atunci, profesorul le-a cerut copiilor să ia cel mai apropiat balon și să-l dea persoanei al cărei nume era trecut pe balon. În mai puțin de 2 minute, fiecare avea propriul balon în mână. La sfârșit, profesorul a spus: "Baloanele sunt precum fericirea. Nimeni nu o va găsi dacă o caută doar pentru el. În schimb, dacă fiecare se îngrijește de celălalt și o va găsi cât mai repede posibil." Dragi părinți, voi le spuneți aceste lucruri copiilor voștri? Dacă apreciezi că ai primit valoare prin acest conținut, te invit să te abonești la canalul de YouTube Succesul în Viață, pentru a fi notificat la postările noi și să distribui acest video ca să oferi și tu valoare astăzi. Ne vedem în video următor. Pe curând!